Odată l-am văzut trecând cu turma pe păstorul blând. Mergea cu turma la izvor, Iisus, Iisus, blândul păstor. Mergea cu cititori. Așa cum și vă promisesem mai la începutul anului, în preajma sărbătorilor de Paște, avem această minunată bucurie de a o întâmpina împreună cu un ansamblu deosebit. Nu o să vorbesc foarte mult despre ansamblu, pentru că îi cunoaștem și noi acum prima dată, dar le las ocazia să vorbească ei înșiși despre activitatea lor. În contextul jubileului de 30 de ani a inaugurării Bibliotecii Nisifor Ghibu, activitățile culturale sunt un prilej de a reveni la bibliotecă, de a citi cărți despre tradițiile locale, despre folclor și despre alte obiceiuri care ne creează o atmosferă de sărbătoare în tradițiile naționale. Dragă Larisa, uite, suntem 30 de ani în Bibliotecii Nisifor Ghibu. Noi, de când eram studenți, am fost de mai multe ori pe aici. Vreau mai întâi să te întreb cine sunteți, de unde veniți și, în general, ce vă ocupați. Bună ziua și vă mulțumim că ne-ați invitat, că ne-ați dat prilej și ocazie de a veni aici, departe de locul baștinii noastre. Adică suntem tocmai de la Rezina, din satul Cuizăuca,
Am un grup de fete alături de mine care reprezintă instituția publică Liceul Teoretic Ion Creangă din satul Cuizăuca. Împreună cântăm de ani buni, chiar din primul an când am revenit la Baștină și m-am încadrat în calitate de profesor, am organizat un ansamblu. Le-am zis inițial mugurașii, dar că mugurii aceștia, știți, cresc la una la altul și își iau zborul și de fiecare dată încercăm să completăm această linie a valorilor prin noi și noi tineri care vor să se implice, care vor să susțină tradiția, obiceiurile și să spună lumii, să promoveze ceea ce este frumos pentru tot neamul nostru, să nu se uite. Foarte bine, dar dacă vă rugăm să vă prezentați fiecare, cum vă spune și cum vă simțiți în acest minunat ansamblu? Mă numesc Ionela și cred că aș dori să spun că în acest ansamblu mă simt ca acasă. Mă simt bine și... da. Bine. Mă numesc Anastasia. În acest ansamblu mă simt ca între prieteni, pentru că toate colegele mele sunt și prietenii mei. Deci mă simt liber și bine, cum am mai spus. Mă numesc Ana, mă simt foarte minunat, pentru că am ajuns într-o așa bibliotecă uimitoare și sunt alături de cele mai bune persoane. Mă numesc Vitalina. În acest ansamblu mă simt ca la mama pe cuptor. Și doamna asta este parcă a doua noastră mamă. Și... mă numesc Cătălina și în acest ansamblu mă simt ca într-o familie. Simt că... bravo, da, eu... ne-am prezentat mai devreme. Biblioteca noastră are mare plăcere să vă aibă aici printre cititori și noi suntem foarte bucuroși. Vreau să vă întreb dacă vă spune ceva biblioteca noastră sau dacă atunci când veți fi studenți la Chișinău veți mai veni pe aici. Cu siguranță vă veni aici, deoarece am văzut foarte multe cărți care deja vreau să le împrumut. Sunt destul de multe din diferite domenii, asta mă impresionează. Noi, fiind de la sat, avem o bibliotecă cu 2-3 rafturi și cam le citești pe toate în 2-3 ani, dar aici alegerea foarte mare. Noi vă oferim toate garanțiile sub acest aspect. Avem o bibliotecă cu 65.000 de titluri de carte, cea mai mare bibliotecă de carte românească din Republica Moldova. De aceea vă așteptăm cu mare drag și sunteți bineveniți oricând, pentru că aceste cărți sunt pentru... Credem că facem pe urmă un parteneriat și facem schimb de carte, că biblioteca liceului nu este chiar atât de mică. Ei, așa în comparație cu a dumneavoastră, da, îi zicem noi mai micuță, dar am avut și noi cea mai fericită ocazie în perioada anilor când am trecut la grafie latină, la... să avem o donație de carte de la Biblioteca Transilvania din România, o impunătoare donație de carte, care o avem și astăzi și ne bucurăm de ea, pentru că ceea ce este scris românesc este frumos. Eu nici nu mă îndoiesc că voi tocmai din tradițiile românești veniți cu așa voci minunate, tradițiile, această vestimentație atât de ornamentat, frumos, că aproape... n-am cuvinte. Dacă puteți să ne spuneți cine e autorul acestor haine așa de... Autorul, ca să zicem că avem un autor concret, nu o să vă putem spune acum, sunt hainele Liceului Teoretic Ion Creangă, plus cele mai... un set îl avem împrumutat de la Casa de Cultură din satul vecin, din Cogărniceni, adică în regiune toate colectivele din sate au costume naționale, în raionul Rezina. Prin mare bucurie. Toate, absolut. Le îmbrăcați numai la sărbători sau și în zilele de lucru? În zilele de lucru, fetele au altele din cele care sunt mai stilizate și vin și la ore, chiar în costume naționale. Avem și noi zile când hramul liceului la 1 martie, de ziua profesorului, ziua toamnei, sunt sărbători, ziua elevului, avem în liceu și atunci costumul național este la el acasă. Noi vă lăsăm să mai cântați un cânt. Da. Și ascultăm cu mare drag. O Măicuță Sfântă, te rugăm fierbinte,
ne-ai fost speranța și nădejdea toată. Nu lăsa, măicuță, să pierim pe cale, că noi suntem fiii lacrimilor tale. Mai revino iară, nu lăsa să piară țara și poporul, turma și păstorul. O măicuță sfântă, cea mai scumpă floare, fă din ale lacrimi și de mărgăritare. Nu lăsa, măicuță, să pierim pe cale, că noi suntem fiii lacrimilor tale. Mai revino iară, nu lăsa să piară țara și poporul, turma și păstorul. Noi cuprinși de-o pace veșnic, pururea fecioară. Nu lăsa, măicuță, să pierim pe cale, că noi suntem fiii lacrimilor tale. Vă mulțumim foarte mult. Ați creat o atmosferă de Paște, de resemnare asupra acestor evenimente cu profund specific religios, și cântecele tocmai vin să ne imprime această emoție prepascală.